În perioada 27 septembrie 2010, o delegație a primăriei Piatra Neamț a participat la manifestările dedicate zilei orașului Verbania. Delegația nemțeană a fost compusă din city managerul Bogdan Pușcașu și consilierul local Vasile Oatu. Oficialii nemțeni au fost primiți la primăria din Verbania de către primarul Marco Țachiera și de consilierul local Adrian Chifu. Programul a fost unul destul de complex. Deschiderea zilelor orașului s-a făcut prin intonarea imnurilor de stat și ridicarea drapelurilor tuturor orașelor înfrățite cu Verbania, printre care și Piatra Neamț. Pe lângă schimbul intercultural între orașele participante, s-a discutat și proiectul comun finanțat din banii europeni pentru amenajarea lacurilor. Vreau să mulțumesc delegației nemțene pentru că au onorat invitația de a participa la zilele orașului Verbania. Am fost mândru pentru că pentru prima dată în Verbania s-a ridicat drapelul național și drapelul orașului Piatra Neamț. În numele delegației nemțene am transmis și mesajul primarului din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, care transmite cele mai călduroase urări de bine fiecărui român din Verbania. Am avut ocazia să prezentăm frumusețile orașului Piatra Neamț și celorlalte delegații prezente în Verbania, delegații din Franța, Germania, Austria, Spania și Croația. S-a discutat și proiectul comun pentru amenajarea lacurilor din banii europeni, proiect la care vor participa toate orașele înfrățite cu Verbania. Imaginea românilor din acea zonă a Italiei s-a schimbat foarte mult prin acest domn, Adrian Chifu, care, repet din nou, fiind ales consilier local, acesta, de fapt, este câștigul, principalul câștig al românilor din acea zonă și nu numai a românilor din acea zonă, dar și a României, pentru că acolo s-au adunat oameni cinstiți, oameni corecți, care s-au dus acolo să muncească și, încetul cu încetul, italienii, mai ales în acea zonă, văd cu alți ochi pe noi, pe români. Mi-a plăcut foarte mult și nu știu cum s-au manifestat cei din Băinascu, pentru că noi mai avem un oraș împărțit cu Italia, Băinascu, n-am fost niciodată. Dar aici vreau să-l felicit din tot sufletul pe Adrian Chifu pentru efortul care l-a făcut ca cele două orașe să se înfrățească. Trebuie să amintim că un prim proiect pus în practică de autorități se referă la trimiterea de manuale școlare în limba română pentru copiii nemțenilor din Verbania.